Cristian Cârstian are o colecție impresionantă de fulare cu echipa sa de suflet și cu adversarii stelei din cupele europene. Suporterul roșialbaștrilor a ratat un singur meci din cupele europene al formației sale favorite din 1984 și până în prezent. De când începe colecția ta de fulare? 1984, meci cu AS Roma. Pasiune. Încet, încet am strâns cam toate fularele care a jucat Steaua în cupele europene. N-am lipsit decât la meciul cu Fram în 1989, că eram în armată. În rest, la toate meciurile internaționale din Ghenci am fost aici. Am peste 480 de fulare cu Steaua adunate de-a lungul vremii. Iar la toată nebunia asta se adaugă programe și bilete. În săptămâna în care clubul împlinește 73 de ani de la înființare, fanul Stelei a expus pe gazonul terenului 5 din Ghencea o mare parte a colecției sale. Aici de ziua clubului sunt aproape 300 de fulare. Cel mai de preț fular al meu e cel de la finala cu Barcelona. Asta a fost primul fular. 84-90, primul fular al clubului Steaua. 14 lei, știu că n-am mâncat o săptămână, erau 2 lei. Îmi dădea tata 2 lei, 10 lei pe zi, în luni până sâmbătă, ca să mănânc o japoneză și un șosana, era 2 lei. Și am strâns 2 săptămâni de zile, nu mi-am luat nimic de mâncare, ca să pot să dau 14 lei pe fularul ăsta. Suporterul speră ca măcar o parte dintre obiectele sale de valoare să se regăsească în muzeul clubului roșalbastru, care va fi amplasat în incinta noului stadion. Cred în echipă și sper din tot sufletul să promovăm anul ăsta și cu oamenii în spate pe stadionul ăla, în 3 ani, să fim în Liga 1.